suntem aproape gata, nu? Da. Ca să ne liniștim și să începem. Că e mult de lucru și mai am să treabă pe teren. Dispoziție privind convocarea Consiliului Local Bucium în ședință ordinară. Primarul Comunei Bucium, județul Bacău. Întâlnirea dispoziției articolul 39 și articolul 68 alineatul 1 din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dispune. Articolul 1, alineatul 1. Se convocă Consiliul Local Bucium în ședința ordinară în data de 31 martie 2016, cu orele 12, la sediul primăriei Comunei Bucium. Ordinea de zi este următoare. 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Bucium pentru anul 2016 și departizarea unei sume din fondul de rezervă bugetară al Comunei Bucium, inițiator primarul Comunei. 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli pentru trimestru 4 anul 2016 pentru școala gimnazială Comuna Bucium, ordonator terțiar de cheltuieli, inițiator primarul Comunei. 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea consumului lunar de carburant pentru utilizarea Dacia Duster, aparținând primăriei Comunei Bucium, inițiator primarul Comunei. 4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul de înființare rețea de alimentare cu apă, rețea de canalizare și stații de epurare în Comuna Bucium, județul Bacău, inițiator primarul Comunei. 5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului de înființare de rețea de alimentare cu apă, rețea de canalizare și stații de epurare în Comuna Bucium, județul Bacău, inițiator primarul Comunei. 6. Proiectul de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare durabilă al Comunei Bucium în perioada 2014-2020, inițiator primarul Comunei Bucium. 7. Proiectul de hotărâre privind aprobarea modelului de contract de prestări servicii de salubrizare pentru agenții economici, aprobarea de contări de către ADIS, către Romprest a prestării serviciului și împuternicerea reprezentantului UAT de a vota în cadrul AGA ADIS, inițiator primarul Comunei. 8. Proiectul de hotărâre privind stabilirea contribuției Consiliului Local Bucium în finanțarea serviciilor serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanei adulte cu handicap, inițiator primarul Comunei. 9. Proiectul de hotărâre privind stabilirea modalității de identificare a beneficiarilor, soluționarea situațiilor identificate și procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădinițe, inițiator primarul Comunei. 10. Proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2016 la Patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău ADIP, inițiator primarul Comunei. Pentru buna desfășurare, domn președinte, vă rog să vă luați acte. Respectăm legea administrației publice locale și regulamentul de funcționare al Consiliului Local. Au venit la terminal la voi? 52. Da. Supun spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare, dacă a fost studiat. Cine este pentru? Unanimitate de voturi. Procesul verbal al ședinței anterioare de Consiliu a fost aprobat. Supun spre aprobare ordinea de zi cu cele 10 puncte. Cine este pentru? Abțineri împotrivă? Nu sunt. Ordinea de zi a fost aprobată. Să intrăm în ordinea de zi, domnul primar, primul punct la ordinea de zi. Raport privind înțelegerea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2016 și repartizarea unei sume din fondul de rezervă. Doamnelor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local pentru anul 2016 pe care vă prezint astăzi are ca motivație principală adresa numărul 656 din 19.02.2016 și adresa numărul 738 din 30.02.2016 transmisie de Agenția Național de Administrare Fiscală prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bacău, precum și scoaterea din fondul de rezervă al Comunei Bucium a unei sume de 108.000 lei. În cel ce urmează vă prezint aceste motivații. Prin adresa numărul 656 din 19.02.2016 s-a repartizat Comunei Bucium suma de 21.000 lei cu destinație specială de acordare a stimulentului educațional sub formă tichetelor sociale pentru grădiniță. Deși adresa este datată încă din luna februarie, a fost primită la instituția noastră în data de 14.03.2016, pe care a determinat inițierea proiectului de hotărâre pentru ședința din luna martie.
Prin adresa numărul 738 din 303-2016 au fost modificate sumele defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor pentru unitățile de învățământ de pe raza Comunei Bucium cu suma de 31.000 lei pentru salarii, sporuri, indemnizații la cadre didactice. Scoaterea din fondul de rezervă al Comunei Bucium la sume de 108.000 lei a fost determinată de necesitatea efectuării lucrărilor de reparație la drumul comunal de DC-124 de porțiunea afectată de la intrarea în comună spre satul Răcăuță. În anexele la lista de investiții, obiectivul de investiție poartă denumirea de repacere sistemului de DC-124, Comuna Bucium, satul Bucium, județul Bacău. Față de propunerile de față, am propus în finalul proiectului de hotărâre și modificarea corespunzătoare a listei de investiții conform anexelor 1 și la proiectul de hotărâre și anexei 3 cu privire la fondul de rezervă bugetară. Având în vedere cele expuse, rog analizați și aprobarea proiectului de hotărâre. Aici este vorba despre banii repartizați pentru grădinițe, pentru persoanele care sunt. Pentru școală, 31.000 de lei pentru salarii și ce mai indemnizați la cadre didactice. Și din economiile făcute de Comuna Bucium, din fondul de rezervă, scoatem 108.000 de lei. Mi-au făcut băieții societatea care îmi toarnă asfaltul ca să nu aducem alta, că mai nu costa mai mult. Reparația drumului de la Semeau, porțiunea de drum până la Jigău. Și celelalte două pătrățele de 2 câte 4 metri de fiecare, 16 metri pătrați, total sunt 1.000 de metri în mare, 1.000 de metri pătrați. Ori 100 de lei, da? Aproape 1 miliard. 1.000 de metri. Că e 1.000, că e 900, cât este să măsoară și să plătești. Încă n-am măsurat exact. Cam asta este, aveam banii ăștia în fondul de rezervă, altă soluție nu avem, drumul trebuie reparat, are 8 ani de zile, acolo este o zonă proastă, o zonă, cred că e nisipoasă, cu nisip și lut, ceva, s-au mișcat, s-au faianțat, sunt 8 ani de zile, trebuie să-l reparăm, nu putem să stăm așa. Și am zis că tot sunt ăștia aici, cu oferte pe bază, cu să dă pe SEAP. Și toți sunt aici, mă costă mai puțin metru pătrat decât ar veni altă mașină, cu tot cu utilaje și așa din Răcăuți, și sus aici la Boteanu să toarne ultimul strat. Cam asta este la punctul 1. Vă rog. Punctul de vedere al Comisiei de Buget Finanțe este pozitiv de data aceasta. Banii vin din TVA, nu vin de la bugetul nostru. Nu ne afectează pentru că vorbesc de bani pentru școală. Atât pentru grădinițe, cei care îndeplinesc condițiile, vor primi o tichete în valoare de 50 de lei pe lună pentru cei care frecventează grădinița și cei care au probleme, care se înscriu. Sunt niște criterii pentru acordarea acestor tichete, iar dincolo va fi rectificare pentru trimestrul 4 anului 2016, când va fi veni atunci rectificarea în trimestrul 4, vom ține cont și de acești 31.000 de lei pe care îi primim. Iar referitor la drum, nu avem niciun fel de comentariu. Este o necesitate, sunt bani în rezervă, e bine să se facă. De acord? Mă rog să că i-avem acolo. Păi, asta am ce zis. Da, scrie la cuvânt, dacă sunt. Eu am o comentariu, vreau să vă spun că respect regulamentul de funcționare și închid lista dacă nu sunt fără. Da, care e comentariul meu? În legătură cu asfaltarea, reparația drumului. Într-adevăr, a trecut din cei 5 ani, au trecut, deci trebuie să ne coste pe noi. Dar eu aș vrea să fac un comentariu scurt și aș vrea să fac o comparație între modalitatea de execuție a drumului Bucium-Onești, atunci când s-a executat, în 2008, cred, și modul cum se lucrează acum. Pe 8 km, aproximativ, nu știu exact la metru liniar, eu n-am văzut un compactor, deși pe zona Răcăuțului se lucrase atunci, deci în 2008, se lucrase rețeaua de alimentare cu apă și nici cei care au executat lucrarea respectivă, respectiv Alconepo, nu
să ocupase prea tare, să astupe și să pună material de adaos. Deci eu vreau să vă spun că, făcând această comparație, este diferență ca de la cer la pământ. E normal să se întâmple treaba asta, atunci s-au executat cu un anumit buget, acum se execută cu alt buget și mai multă atenție. Și... deci asta vreau să, remarca asta vreau să o fac. Că a fost pe acolo lut, că a fost în sfârșit. Nu cred că ăsta e motivul. Deci motivul, după părerea mea, e ăsta, modul de execuție al lucrării respective. Da, eu am terminat. Dacă totuși sunt și alte... Nu, mai vă dau un... Da, chiar vă rog. Crășuneanu? Echipa de la Crășuneanu a avut vibrator mare. Au vibrat, au compactat. Dacă ați văzut că chiar acolo la fântână la Balan, chiar atunci, în primul an, s-au stricat. Au venit, au reparat, au pus jumate de metru de piatră, au compactat de nou, au vibrat și totuși, în două locuri, s-au stricat tot acolo. Ceva, pământul de la începând, nu știu care, nu sunt din zonă, am auzit că aici era o zonă mai mlăștinoasă, ceva mai, nu știu ce-o fost. De la fântână până acolo, a fost drumul făcut nou. Sau drum nou, ceva s-a întâmplat, că numai zona, deci numai zona, aia de la Boteanu, și până la Semeau. La Semeau, acolo s-a stricat, dacă după cum vă aduceți aminti, din cauza lui Irimia, Gheorghe, atunci, când era proaspăt, a venit cu un tir de 40 de tone de bolțani, s-a lăsat și a rupt. Da? Nu mai e nici în Consiliu, au trecut 8 ani de zile. Bine că avem, trebuie să-l refacem, asta e. Trecem la punctul 2 al ordinii de zi, domnul primar, ca și trebuie. Raport privind inițierea proiectului de hotărâre. Am s-a votat? Am greșit. Ușor, avem timp. Supun la vot primul punct al proiectului ordine de zi. Cine este pentru? Abținere împotrivă, nu sunt. Proiectul este aprobat. Trecem la punctul 2. Raport privind inițierea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli pentru trimestrul 4 anul 2016 pentru școala gimnazială Comuna Bucium, ordonatorul terțiar de credite. Doamne și domnule consilier, proiectul de hotărâre pe care tocmai vi-l prezint în această ședință se referă la rectificarea bugetului de cheltuieli pentru școala Bucium. După aprobarea rectificării bugetului local al comunei conform celor discutate mai înainte. Astfel, pentru anul 2016, prin adresa numărul 738 din 303-2016, transmisă de Administrația Județeană a Finanțelor Publice al județului Bacău, s-a repartizat comunei Bucium în vederea rectificării bugetului școlii din localitate o sumă de 31.000 lei, întreaga sumă fiind pentru plata salariului cadrelor didactice, cu specificația că aceasta va fi rectifica bugetul local, respectiv al școlii în trimestrul 4. Pentru aceste considerente, urmează ca dumneavoastră să analizați proiectul de hotărâre și să-l aprobați în formă prezentată. Eu v-am prezentat la punctul 1, la punctul 2, aprobăm rectificarea. Vă rog, înscrie la cuvânt. Sunt? Nu sunt. Supun spre aprobare. Cine este pentru? Abținere împotrivă, dacă sunt. Și al doilea proiect, a fost aprobat. Al treilea proiect. Vă rog, domnul primar. Raport privind inițierea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea consumului maxim lunar de carburanți pentru autoutilitarea Dacia Duster aparținând primăriei Comunei Bucium. Doamne și domnule consilieri, începând cu luna martie, după cum ați aprobat în ședința din luna februarie, când s-a discutat bugetul local pentru anul 2016, s-a achiziționat autoutilitarea Dacia Duster pentru asigurarea transportului în interes de serviciu a personalului. În vederea de contării cheltuielilor cu combustibil, este necesară stabilirea unei limite maxim de combustibil care a fost propus spre aprobarea dumneavoastră la 150 litri lună. La baza acestei propuneri a stat ordonanța de guvern 80/2001 referitoare la normativele de cheltuieli pentru instituțiile publice cu modificările și completările ulterioare. Având în vedere cele menționate mai sus, rog aprobați. Dacă am cumpărat mașină, ne trebuie și carburant. Și cheltuieli pentru ea când este cazul. Vă rog, cine se înscrie la cuvânt? Președintele Comisiei. Domnul președinte. Comisia de Cort.
cu cei 150 de litri, mai ales că avem un temei legal, există o ordonanță de guvern, chiar dacă este mai de mult date, ea rămâne valabilă, nu a fost abrogată. Deci, comisia de acord. Da, cine are o luare de cuvânt? Pentru că benzina asta se va justifica, mașina are foaie de parcurs. Are tot ce trebuie. Are foaie de parcurs. Avem o grămadă de drumuri de făcut. Da, ia, București. Să trec acolo toate cursurile în foaia de parcurs și pe baza foaia de parcurs se calculează la câți kilometri consumul și exact este... Adică există un control asupra acestei cantități de combustibil. Deci nu există probleme. Și nu e benzină, este motorină. Și este motorină. De combustibil, să-i spun. Da. Dacă are cineva ceva de comentat, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri împotrivă, nu sunt. Se aprobă și proiectul numărul 3. Raport privind inițierea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul înființare rețea de alimentare cu apă, rețea de canalizare și stații de curare în comuna Bucium, județul Bacău. Doamne și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre pe care vi-l prezint azi se referă la aprobarea indicatorilor tehnico-economici prevăzute în lucrarea studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții înființare rețea de alimentare cu apă, rețea de canalizare și stații de curare în comuna Bucium, județul Bacău. Despre intenția de realizarea acestei investiții v-am înconștiințat în ședințele anterioare, dar și în ședința din luna februarie cu ocazia discutării bugetului local. În data de 8 februarie 2016 am încheiat contractul de prestare servicii de proiectare pentru acest obiectiv cu SC Constant Construct, care în termenul prevăzut în contract a realizat studiul de fezabilitate pe care vi l-am prezentat spre analiză și consultare înainte de ședință. Întrucât depunerea proiectului este condiționată de aprobarea de către Consiliul Local a Indicatorilor Tehnico-Economici prevăzut în SF-ul, vă solicit aprobarea proiectului de hotărâre. În anexă la proiect au fost detaliați acești indicatori, respectiv valoarea totală a investiției de 9.043.826 lei plus TVA-ul, din care C plus M 6.031.036 lei plus TVA, prețul întocmite la data de 10.03.2016, când valoarea euro era de 4,45 lei. Din această sumă totală de 4.521.922 lei plus TVA este necesară pentru rețeaua de canalizare, iar suma de 4.521.904 lei este necesară pentru rețeaua de alimentare cu apă pentru satul Bucium. Consider că aceste investiții sunt la momentul de față cele mai prioritare pentru comuna Bucium, de pentru care solicit aprobarea indicatorilor prezentați și detaliați pe categorii de cheltuieli în lucrarea prezentată. Aici, după cum știți, am luat-o iar de la capăt, am depus pe 7-2, am depus pe mediu celelalte lucrări, nu au trecut, am luat-o din nou de la capăt. Deoarece nu avem apă rezervă, puț, forat, nu am avut toate minunile astea, să putem să ne legăm de apa de la Răcăuți. Legându-ne de apa de la Răcăuți, nu mai este înființare și este extindere. Fiind de extindere, dacă era înființare, luam 2 milioane jumate de euro. Dacă e extindere, 2 milioane. Înainte aveam două stații de epurare. O stație de epurare la Bucium, pe terenul lângă terenul de fotbal, și o stație de epurare la Cunț, pentru satul Răcăuți. Acum, în master planul județului Bacău, trebuie numai o stație de epurare la 3.000 de oameni, de locuitori. Stația de epurare de la Bucium a căzut. Nu e voie. Și așa cum am 3 zile de când umblă băieții, vroiau să ne legăm de oraș. Dacă ne ducem la oraș cu canalizarea, aceia o să ne pună prețurile, după cum știți, ca la apă. Și de aia e bine să ne facem stația noastră la Conți. Beneficiază și satul Răcăuți, jos aici, pe terenul, în spatele vestiarului, o să fie
rezervorul tampon, pentru apa de dealul răcăuțului care coboară la vale și urcă în rezervorul de 200 de metri cubi sus la Costea, și o stație de pompare. Tot ce vine din Bucium, stația de pompare urcă în dealul Răcăuțului, din dealul Răcăuțului merge pe stânga, pe la Alexandru, pe la Casa Parohială, pe la Pletea și coboară la Ciubotaru, pe la Ionel, jos de vale pe partea stângă și în partea stângă pe pășune acolo o să fie stația de iepurare. Din această cauză că nici cu 2 milioane jumate de nu s-a acoperat tot Buciumul, nu o să fie acoperit tot Buciumul de canalizare și apă, o să numai una câteva sute de case, o să mai rămână pentru alte extinderi, dar principalul e să avem stația de epurare, să avem alimentarea cu apă la Răcăuți, lasă la Bucium, plus canalizarea și pe urmă o să se mai facă extinderi, că nu mai e de făcut stație de epurare care aia costă niște bani, mai mult, și în următorii ani o să beneficieze și următorii de apă și canalizare. Dar o mare parte o să beneficieze acum. Nu am exact în Bucium. Conducta principală o să plece de sus, de la Neculai Cioropan, ca să prind cât mai mulți. De la principală de canalizare, la Cioropan, ies la Salahoru, în Tepșan, coboară la vale, intră pe la Neagu ca să mergem numai la vale, la Ticu Bârlădeanu, prin fața bisericii, la Tudor, la Florin, face dreapta, merge pe la Agachi, pe la Casa Parohială, pe la David, coboară pe la Lazar și iese la Ilie. Conducta principală și în asta, fiind terenul de așa natură, să ducă tot în conducta principală de canalizare. Și câtă conductă de canalizare este prinsă, atâta conductă de apă. Cu banii europeni nu poți să-mi faci mai mult metraj de apă fără canalizare. Și atunci, da. N-ajunge? Nu știu, nu m-am uitat. E plan ulițele care... Următoare, nu, vreau să zic de principală. Nu știu toate ulițele care sunt țeapănea. Nu mai știu. Nu m-am plan. Asta e țeapă, da. Principală. Aia e principală. Conducta principală care colectează. Care colectează. Cam în mare, cam asta este. Ca să știți, și care vor, uite, proiectul este pe masă, era pe masă aici, nu știu dacă v-a văzut pe cineva, era pe masă aici. Aici este. Da. Da, l-am avut. L-am avut, nu mi l-ați cerut, am zis că v-ați uitat. Da, cam asta este în mare. Din ce în ce... Investiția se pare că este foarte mare. Este un lucru extraordinar, să ajungi la noi așa ceva. Cred că cetățenii vor fi foarte mulțumiți. Acum rugați-vă, scuze-mă că vă spuneți, domnul președinte, rugați-vă să trecem bravo. Da, trebuie să ne apropie. Am mai trecut de două ori, bravo, da, odată. Avem nevoie de aprobări. Și asta e... Să trecem bravo, să fie proiectul, să prindem bani. Da. Asta, dar... Pe urmă e mult mai ușor. Extindere, poți să mergi și pe Gal, și pe, ați văzut așa, că v-am văzut aminte, când am vrut să fac extindere de apă spre Seră, de la Seneau încolo, au fost toate gata, am făcut totul și când se mi aprobi, nu mi-au aprobat, fiindcă n-am avut canalizare. Cu banii europeni, nu te joci. Vorba de investiții pentru comuna noastră, investiții foarte importante, nu există motive pentru ca să nu dăm aprobare, pentru că această aprobare trebuie pusă la dosar. Trebuie să mergem cu ele pentru că o țin bani. E vorba că, pe urmă, din buget o să plătim mentenanță, alta o să vedeți la următoarele puncte. Numai să prindem. Numai ca să prindem această sumă. Și la următorul proiect va fi despre această foamă. Asta nu am un de acord. Da. Vă spun că domnul Mateș. Și eu o să am. Altcineva? Domnul Mateș. Mulțumesc, domnul președinte, stimați colegi, domnule primar, domnule secretar, referitor la acest proiect de hotărâre
ca întotdeauna, deci de aceea suntem și ne aflăm în mijlocul noastră aici, suntem la masa rotundă, ca aceste proiecte de hotărâre să fie analizate. Dacă stau bine să mă gândesc, acest proiect de hotărâre este un punct în care, atunci când a fost alegerile, domnul primar și-a exprimat această dorință. Este drept, locuitorii satului Bucium, într-adevăr, au avut un pic de răbdare și au fost înțelegători, inclusiv dumneavoastră, domnilor consilieri, domnule primar. Ca întotdeauna, cu un gospodar, ați luat problema să o rezolvați de jos în sus, ci nu de sus în jos. Problema la care a fost rezolvate problemele Cătunului Conț, problemele satului Răcăuți, cu problemă, mă refer la problema alimentării cu apă. Iar dumneavoastră, domnilor consilieri, prin care sunteți din acest sat, din satul Bucium, ați avut răbdarea și ne-ați înțeles ca întotdeauna probleme să fie rezolvate. Acest proiect de hotărâre consider că va fi mulțumitor pentru locuitorii satului Bucium, proiect așteptat de mult, prin care va trebui să fie rezolvat. Sper că domnul primar, așa după cum și-a dat cuvântul atunci la alegeri, că se va rezolva. Că undeva este cam ultimul punct de rezolvare pe raza comunii, din activitatea domnului primar. Nu rămâne decât să vă mulțumesc și să mergem în continuare cu aceste probleme bune pentru rezolvarea lor. Vă mulțumesc că ați avut încrederea și m-ați ascultat. Domnul președinte. S-a înscris și doamna Gașcu, domnul. Să mai gândească, dacă mai sunt alte înscrieri, mai accept. Ca să nu fac concluzii, tocmai respectăm ordinea. Într-adevăr, este o investiție serioasă și necesară, dar până la investiție se aprobă un proiect. Noi acum câțiva ani am aprobat un proiect pentru rețea de canalizare și stații de epurare la Răcăuți. Am înțeles acum, după comentariul făcut de domnul primar, că acel proiect nu mai poate fi pus în funcțiune, pentru că, adică nu mai poate fi pus în investiție. Pentru că e clar, specialiștii au hotărât, așa cum discutam cu câteva ședințe în urmă, că există posibilitatea legării rețelei de canalizare Răcăuți cu Bucium, în ideea că rețeaua de alimentare cu apă de la Răcăuți trebuie să existe, să aibă conformitate, adică să fie și rețea de canalizare. Și deci, cunoscând din spațiul public, cel puțin așa am înțeles eu că valoarea unui proiect constituie aproximativ 40% din valoarea unei investiții, deci atunci, nu mai rețin anul, dar sunt câțiva ani în urmă, atunci când s-a aprobat proiectul pentru canalizare și stații de epurare la Răcăuți, s-au cheltuit niște bani degeaba. Acum, ce se întâmplă? Și dacă, să zicem, proiectul este într-adevăr, adică investiția este într-adevăr foarte serioasă și n-am văzut proiectul, că o fi fost pe masă, dar n-am știut că este și nu l-am văzut. Nu pot să fac comentarii asupra lui. După părerea mea, necesită un timp lung de studiu, pentru că sunt diferențe de nivel, e și o apă curgătoare aici, de fapt, da, una, că nu mă apără o. Este că stația de epurare se execută în aval de râul Cașin. Și cred că trebuie făcut front comun și să poată duce la, adică aprobat și de Consiliul Viitor tot ce înseamnă treaba asta, pentru că înseamnă durabilitatea comunei Bucium. Deci, în afară de chestia asta, dacă văd și proiectul, pot să, într-o ședință ulterioară, pot să fac și alte comentarii. Vă rog, doamna Gașcu. Mulțumesc. Numai o... Nu am răspuns să dau scurt.
Nu s-au cheltuit bani degeaba, nu a fost vina primarului sau a Consiliului Local că au aprobat. După cum știți, erați aici, pe 3-2-2, proiectul a fost eligibil, toate eligibile, cu două stații de epurare, cu canalizare Răcăuți, apă și canalizare tot Buciumu. Am fost eligibil al 600-lea, răspuns primit, eligibil, proiect bun, eligibil, al 600-lea și n-au mai ajuns banii. Nu e vina nimănui. Pe urmă, de când am depus, dacă vă aduceți aminte, că sunt ani, am depus pe mediu, știți cine era la putere, ne-a dat deoparte că eram în altă barcă, acum, de atunci și până acum, legile europene s-au schimbat. Banii europeni, de când îți dă bani, te obligă să faci ce spun ei. Din nou s-au schimbat regulile și au spus așa, pentru 2000 de locuitori, peste 2000, se aprobă o singură stație de epurare. Nu două, fiindcă nu justifică cheltuielile pentru această stație. 3000 de oameni care sunt acordați la două stații de epurare nu justifică investiția plus costurile cu acele stații de epurare. Nu-i primarul, nici așa au fost legile, dacă atunci, pe 3-2-2, ne spunea că e neeligibil și nu e bun și nu suntem în parametri. Da. Da. Am cheltuit niște bani degeaba, era vină că n-am fost atenți. Nu. Eu consider, avem documente în care am fost eligibil la 600-lea, fără finanțare, n-am mai ajuns bani. Ca să nu creadă cineva că, iar dacă credeți că am greșit, sunt procurori, sunt care poate să mă ancheteze. Nu sunt eu de vină că nu am ajuns finanțare. Da, doamna Moldoveanu, putem să continuați. Consider și eu că este binevenit acest proiect. Sunt mulți cetățeni din Buciumu care au apă și canalizare pe contractul și cu siguranță vor opta pentru acest proiect. Chiar dacă aceasta va fi pentru un termen lung de realizare. În legătură cu proiectele pentru finanțare europeană, mi se întâmplă și nouă, în cazuri particulare. Depunem proiecte, sunt eligibile și nefinanțabile, așa că nu este nimeni vinovat pentru acest lucru. În final, totul trebuie făcut standardelor europene, conform legii și să sperăm că ne se va aproba și vom avea rugați-vă proiectul aprobat. Hai să mulțumesc. Da. Să supunem la vot. Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre? Abținere împotrivă? Mulțumesc. Proiectul a fost aprobat. Următorul proiect, domnul primar. Raport privind inițierea proiectului de hotărâre referitor la implementarea proiectului înființare rețea de alimentare cu apă, rețea de canalizare și stații de epurare în comuna Buciu, județul Bacău. Doamne și domnule consilieri, motivat de faptul că la subiectul prezentat anterior am supus spre aprobare indicatorii tehnico-economici pentru proiectul înființare rețea de alimentare cu apă, rețea de canalizare și stații de epurare în comuna Buciu, județul Bacău, funcție de aprobare dată de dumneavoastră, am inițiat și acest proiect de hotărâre prin care am propus aprobarea implementării proiectului la investiția menționată. Voi completa în cele ce urmează subiectul discutat anterior cu următoarele. Cheltuielile aferente proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, PNDR, potrivit legii. Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanță a investiției pe o perioadă de minim 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul proiectului. Numărul locuitorilor și operatorilor economici de servicii de proiect, după caz, precum și caracteristicile tehnice ale proiectului, sunt cuprinse în anexă. Reprezentantul legal al comunei este potrivit legii domnul primar Cosma Fănică în calitatea sa de ordonator principal de credite. Întrucât consider că această investiție poate crește gradul de dezvoltare al comunei Buciumu, fiind în primul rând în sprijinul locuitorilor din ambele sate, supun dezbaterea dumneavoastră acest proiect și vă solicit aprobarea. Am venit în partea a doua cu aprobarea acestui proiect. Deocamdată delegat sunt tot eu până la epuizarea mandatului. Dacă mai ies primar,
merg în continuare. Dacă nu, cine o să fie în Consiliul Local, o să facă iar ședință și o să aprobi pe altcineva să fie reprezentatul legal al comunii. Cine o să iasă primar? Iar în rest, trebuie toate le ați avut în anexă. Domn președinte? Ați preluat conducerea ședinței, domnul domnul? Nu, domn președinte de comisie. Domnul președinte, ședință, da. Domnul președinte, eu am comisie de buget finanțe, vă rog. Este o continuare a celălalt punct și aș vrea să atrag atenția că vor fi mai multe hotărâri de aprobat pentru acest proiect și n-ar vrea să se uite că astăzi am votat cheltuielile care se vor face din partea bugetului care vor reveni comunii Bucem și să ne trezim iar. Spunem că știți că acum 3 ani sau cu 2 ani, pentru că asta va fi un proiect mai de durate, nu știu ce am mai aprobat. Da, astăzi, prin hotărârea pe care noi o dăm, aprobăm ca din bugetul local toate cheltuielile le vom suporta aferente acestui proiect, cheltuielile de mentenanță și altele, care se vor mai evi pe parcurs. Neeligibil. Deci aș vrea să nu se uite lucrul ăsta și să specifice procesul verbal, pentru că ne putem trezi ca, eu știu ce se mai poate întâmpla la alegeri, să zică, păi, ce ați aprobat voi nu mai e bun. Majoritatea au mai hotărât așa. Da. Deci e bine să se știe lucrul acesta. Comisia, punctul de vedere al comisiei este da. Nu are de cuvânt. Vă rog, cine are de cuvânt. Nefiind. Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abținere împotrivă? Nu sunt. Trecem la următorul punct al ordinii zi. Vă rog, raportul înțelea proiectul de hotărâre referitor la aprobarea strategiei de dezvoltare durabilă al Comunei Bucem în perioada 2014-2020. Doamnelor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre pe care îl prezint azi spre aprobare se referă la aprobarea strategiei de dezvoltare al Comunei Bucem pentru perioada 2014-2020, document care va oferi comunității locale informații despre viziunea de dezvoltare al Comunei pe termen scurt și mediu și în care se identifică prioritățile și se stabilesc măsurile de implementare necesare și se vor concretiza în propuneri finanțabile din fonduri guvernamentale sau din fonduri al comunității europene. Precizez că deși această documentație se referă la perioada 2014-2020, până în momentul de față nu am supus o aprobare întrucât nu a fost întocmită. Elaborarea documentației nu s-a putut realiza decât în urma creării și dezvoltării unei baze de date din toate sectoarele de activitate existente, precum și evaluarea potențialului local. Prezenta documentație conține trei mari capitole. Introducere, dezvoltare durabilă și egalitate de șanse, în care sunt prezentate localizarea, accesibilitatea și istoricul Comunei Bucium, situația sociodemografică, populația, resursele de muncă, educația, cultura, sănătatea, economia locală, infrastructura și utilitățile, fondul locuibil și administrația publică locală, obiectivele strategice sunt enumerate începând cu pagina 106. Printre aceste obiective sunt menționate și alimentarea cu apă potabilă a tuturor gospodărilor din comună și realizarea rețelei de canalizare și staturi de epurare, pentru demararea cărora este nevoie de aprobarea în ședința de astăzi a prezentei strategiei. Întrucât documentația va fi prezentată spre analiză și consultare anterior, ședințe rog domnul consilier să dezbată pe marginea acestea și să aprobe să leagă una de alta și strategia găsesc că ne trebuie aprobată și dumneavoastră, domnul consilier, decideți. Domnul președinte al comisiei, mulțumesc, domnule. Referitor la acest proiect de hotărâre, aduc la cunoștință hotărârea Comisiei Juridice care a analizat proiectul de hotărâre și este de acord cu acest proiect. Vine Comisia cu propunerea de a se analiza în ordinea de zi pentru obținerea aprobării de către Consiliul Local. Vă mulțumesc! Vă rog frumos, cine are eu aș avea ceva de spus, dacă mai dorește cineva, ca să fiu corect, poate
Da. Ce aș vrea să comentez? Programul acesta de dezvoltare durabilă, având în vedere că e vorba de un termen destul de lung, până în 2020, este o, după părerea mea, cea mai serioasă treabă și cred că ar fi trebuit... Asta e părerea mea. Nu, asta nu înseamnă că vreau numai să mă fac înțeles. Deci, după părerea mea, acest punct la ordinea de zi ar fi trebuit să fie într-o ședință deschisă, pentru că e vorba de viața în viitor până în 2020. Într-o ședință deschisă cu cetățeni din comună, sunt spații pentru treaba asta, pentru că, de exemplu, și aș da un exemplu, să zicem că nu eligem nici de data asta proiectul de canalizare. Doamne ferește, cine-și dorește să nu aibă condiții, cât am tapaj am făcut eu pe lipsa canalizării de la Răcăuți. Și nu se aprobă stații de epurare, având în vedere că bani mulți, că nu știu ce, motive să găsesc totdeauna, chiar orice barcă ai fi. Și trebuie căutate alte variante. Dom'le, sunt și oameni care au alte variante. Uite, de exemplu, eu vorbeam cu cineva și s-a gândit un băiat tânăr care lucrează inginer mediu și spunea că la noi cea mai bună treabă ar fi la noi la Răcăuții. Vorba, acum după execuția drumului, să și repară deja, nu-l mai spargi ca să mai faci canalizare. Pe partea dreaptă, în sensul de mers Răcăuți-Onești, sunt posibile... În spate, deci pe drumul de exploatare, execuția unor stații de epurare mici care pot deservi un număr de gospodării. Sunt pe tipodimensiuni. E o treabă care a dat roade în multe localități, chiar și din județul Bacău. Eu am văzut așa ceva. Deci e vorba de un plan de dezvoltare durabil. După părerea mea, într-o discuție între 10 puncte la ordine de zi, mi se pare... Dar asta e. Nu am nevoie neapărat de un răspuns, dar dacă se dorește un răspuns, vă rog. Și mai pun o dată, dacă mai vrea cineva asta, să... Dezvoltarea asta durabilă, strategia asta nu numai la comuna Bucii. E pe tot județul Bacău. Toate comunele au aprobat și aprobă această strategie. Aici au venit și au consultat și au luat date despre comună, despre tot ce este în comună. Noi am dat ca reprezentant al comunei și lucrătorii primării, au dat acele date care le-ați văzut, care v-ați uitat în strategie. Nu înseamnă că ce am scris acolo apă, canalizare, se poate rezolva 2014-2020. Depinde de timp, depinde de bani, depinde ce o mai fi. Asta, așa se face, așa cere Uniunea Europeană, pe termen mai lung, o strategie. Nu o face numai primarul comunei Bucium, o face toată lumea care vor să facă așa ceva. O stație de epurare care o să deservească vreo 1200 de case. E o faptă bună dacă s-ar împrinde bani. Alta e cu stații de epurare din astea mici, care spuneți dumneavoastră, pentru care pentru 3-4 locuințe. Acolo, da, acolo este altceva și nu sunt în stare să vă dau un răspuns. Dacă se poate, sunt zone unde nu se poate face canalizarea, nu poți să-i aduci în conducta principală a canalizării. Sunt zone unde o să se facă stații de pompe, cum v-am mai spus, stația de pompe la Sirea lui Iorga, stația de pompe la Funică, stații de pompe la Mititelu. Pentru acei, o să mai rămână câțiva care nu poți să bagi niște bani pentru o stație de pompe să deservească un locuitor sau doi. Iar pentru acei o să aibă
fose vitanjabile, o să se vitanjeze și în statul să ducă în stație de epurare pe care o avem. Răcăuțiu, nu există în Răcăuți zonă să nu meargă în același, la aceeași stație toată lumea. E vorba de la Semiau la fântâna lui Bălan, că e diferență de nivel. Când s-au populat case, s-au construit case în zona Răcăuți-Seră, multe, și când costul lucrării care se va face, ai să ai și de unde să întreții, cu ce să întreții, atunci se mai face o stație de pompe, sigur, la fântână la Balan, pentru a împinge în conducta la Boteanu, și de la Boteanu pleacă singur la vare spre stația de epurare. Dar cu strategia am dat date destule. Acum, că se apropie o strategie să chem toată comuna în căminul cultural să face o ședință, poate următorul primar. Că strategii de astea se poate să mai... Nu-i mustea că a făcut-o până în 2020. S-ar putea să vină o lege, s-o miște mai devreme sau mai târziu. Și nu avem nimic de ascuns în strategie. Totul este la vedere, scris. Nu avem... Și nu-i devină strategia, dacă nu o să prindem, o să fie proiectul eligibil și iar nu o să fie finanțat. Principalul e să nu ne scrie că nu e bun proiectul. Când nu e bun proiectul, de-abia atunci intri în horă și joci cât vrei. Dar deocamdată stăm în picioare cu toate proiectele, că n-am avut niciunul să mi-l întoarcă și să spună că nu e bun. Abținere împotrivă, nu sunt. Să aprobă în unanimitate. Următorul proiect la ordinea de zi. Raport privind inițierea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea modelului de contract de prestări servicii de salubrizare pentru agenții economice și instituțiile publice, aprobarea de contări de către ADIS către SECE Rompresta prestării serviciului și împuternicirea reprezentantului OAT de a vota în cadrul AGA, ADIS. Doamne și domnule consilier, proiectul de hotărâre pe care îl prezint în momentul de față se referă la unele aspecte legate de colectarea deșeurilor de la agenții economice și instituțiile publice de pe raza Comunei Bucium. După cum știți, în luna decembrie 2015 am mai supus spre aprobare un model de contract de prestări servicii de la agenții economice și instituțiile publice, ocazie cu care s-a adoptat hotărârea Consiliului Local numărul 46. Ulterior, prin adresa numărul 1702 din 15.03.2016, am primit de la ADIS notificarea prin care se solicită o nouă hotărâre prin care să se aprobe un nou model de contract care prevede pentru anumite categorii de agenți economici cantitatea minimă de 0,5 m3 deșeuri menajere, precum și aprobarea de contare de către ADIS către Rompresta tarifului unic de 371,73 lei tonă fără TVA pe toată perioada de tranziție. Perioada de tranziție este perioada până la atribuirea contractului de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciului de operare instalații deșeuri municipale. La această dată, ofertele depuse sunt reevaluate de către Comisia de Licitație. Tarifele operate de către compania Rompresta sunt tarife corespunzătoare situației în care instalațiile de transfer funcționează, iar în cazul neoperării acestor instalații, tariful pentru colectare și transport va fi negociat între părți, iar deșeurile menajere vor fi transportate la depozitul conform de la Nicolae Bălcescu. În ceea ce privește cuantumul taxei de salubritate, se face precizarea că aprobarea de contări la tariful unic pe durata perioadei de tranzacție și nu implică modificarea taxei speciale de salubritate, aprobată conform planului anual de evoluție a taxelor și tarifelor. De asemenea, în articolul 3 s-a inserat propunerea de împuternicire a reprezentantului legal al Comunei Bucium de a vota în ședința AGA ADIS în conformitate cu propunerile anterioare. Având în vedere cele menționate, rog dezbatere și aprobarea proiectului de hotărâre în formă prezentată. Aici, dacă vă aduceți aminte, am mai făcut o hotărâre pentru agenții economici cu un metru cub. Din diferite motive au sărit mulți, s-au făcut niște propuneri, că pentru agenții economici 100 și vreo 40 de lei, nu mai știu exact cât era prețul, e mult, și atunci din toate 65 de OAT-uri s-au ales
o comisie, vreo mai mulți primari, în care au negociat cu reîmprestul. Au negociat de la 1 metru la 0,5. Mai puțin de 0,5, reîmprestul nu mai a aprobat nimic. Unii vreau 0,25, alții nu vreau nimic, alții vreau 0, alții, da, cum depinde cum e că la grămadă, când e o asociație de 65 de UAT-uri. Dar, după cum știți, noi am aprobat de multe ori hotărâri cu prețuri în care nu conta că e reîmprestul sau orice societate era, au câștigat o licitație conform unui caiet de sarcini, făcut, realizat, după ce hotărâri am dat toată asociația, toți primarii. După ce societatea a câștigat, s-au început să se întoarcă. Să se întoarcă că prețul pe persoană e mult, că prețul la societate e mult, că în orașul de 9,25 lei, că la rural de 3,76 lei, că de ce nu-i mai mult. Unii au început să discute, s-au vociferat. Romprestul a zis așa, dacă nu respectăm ce scrie în caietul de sarcini, fiindcă i-au câștigat o licitație și au cheltuit, s-au împrumutat în bancă de peste 16 milioane de euro, ne dă în judecată și acei care nu aprobă. Ne dă în judecată și primarii care nu, consiliul locale care nu aprobă ce spune, se spune în caietul de sarcini, ne dă în judecată și o să plătim daune morale, materiale, pentru toată investiția făcută de reîmprest. Fiindcă ei s-au împrumutat de 16 milioane de euro în bancă, au cumpărat mașini și utilaje și acum toți dă în coadă în coadă că vin alegerile, că prețurile sunt mari, că nu le convine, că aia că îi discută lumea, că îi vor... Dar când au hotărât atâția ani, sunt atâția ani, sunt vreo 6-7 ani de când tot ne trudim cu adisul ăsta. Eu, ca primar al Comunei Buciu, eu sunt mulțumit. Eu, ca primar, după cum știți, iar după cum mai știți, încă mai există focare de infecții, fiindcă celelalte societate care au fost, nu și-a făcut treaba și contracte cu locuitorii. Răcăuțul 99,9% au avut contracte, iar în Buciu nici 5%. Nici 5% n-au avut contracte cu NVN-ul. Pentru 3,76 lei am vorbit cu multă lume. 3,76, 4 lei pe lună pentru o persoană. Sunt 200 de grame de rachiu. Sunt 50 de grame de rachiu pe săptămână, vine mașina și îți ia pubela de la poartă. Sper ca în primăvara asta să facem curățenii de acolo unde sunt mici. Sunt mici, am mai făcut, sunt mici focare, facem curățenii, dăm și sper să nu mai avem așa ceva, că acum toată lumea, dacă plătește gunoiul, e taxat pe gunoi, nu-l mai duci de râpă, nu-l mai duci în capul bucății sticle și borcane și alte minuni și pampers, o să-i pună în pubelă și pleacă la Bacău. Deocamdată, dacă ați văzut și prețul sau tariful unic, fiindcă groapa de selectare de aici de la Onești nu este gata, s-au scos la licitații, s-au făcut contestații, gunoiul în fiecare zi, fiindcă în mașina de la Romprest este jumate sau un sfert, sau trei sferturi sau în plină, la Bacău. În fiecare zi, dacă ați văzut pe drum, mașinile la Romprest merg la Bacău, fiindcă nu avem stația de încărcare de aici la Onești, în care să încarce alte mașini mai mari, să ducă la Bacău, la Nicolo, să selecteze și să plece mai departe. Pentru asta, fiindcă nu ne-am încadrat din cauza la cei care fac contestații, se mărește pe tonă, dar nu ne afectează pe noi cu nimic, fiindcă persoana de la Bucium pe persoană tot 376 rămâne. Și agenții de la agenții au scăzut de la vreo 60, la jumate, da? La 65 de lei pe lună. Cam asta este în mare. Domnul președinte, mulțumesc. Ce puteți să spunem? Nu putem da înapoi de la acest proiect. Așa că, în concluzie, Comisia Juridică a analizat proiectul și este de acord cu acest proiect. Vă mulțumesc. Comentarii, dacă sunt. Eu aș avea un mic comentariu.
ultima frază din contractul trimis de Romprest este cu previziune foarte sumbră, ci că vor fi litigi între Romprest și membrii ADIS. Și iar să intră în proces, în litigii, chiar nu mai înțeleg nimic. De fapt, de la început nu prea am înțeles. Eu, de exemplu, și acum, cu toate că ne-a explicat doamna secretară atunci, eu n-am înțeles de ce nu se fac contracte. Sunt moșilor roată, nu? Sau nu, n-are rost să... De ce nu sunt contracte între persoane? Deci eu, asupra mea, se face o prestare de servicii. De ce nu fac eu contract direct cu societate? De ce au preluat consiliile locale? Pentru mine este o nebuloasă. Nu stăpânesc partea juridică și probabil de asta. Dacă doamna secretară poate să îmi dea o informație. Eu cred că era de competență unui jurist. Dar în sfârșit, dacă sunteți și poate să vedeți și doamna secretară un răspuns. Am aprobat înființarea asociației. Am aprobat înființarea asociației în care suntem aici. Am aprobat acum 6-7 ani. După cum știți, domnii consilieri ăștia mai bătrâni, mai vechi, se dădea în delegare de gestiune conform legii, salubrizarea pe comuna Bucium, și atunci cine câștiga să scotea la licitație, și cine câștiga licitația, de-abia atunci când îi dădeam, el îmi plătea mii de devență, tot ce înseamnă ce circulă mașină lui în comuna Bucium, îmi plătea de devență și alte taxe ce mai erau, și era direct răspunzător. Dar fiindcă n-am delegat și n-am scos la licitații comune, că era mult mai greu și nu erau atâția ca să participe la cu mașini și ce erau utilajele, ne-am înscris toată lumea în această asociație pe care am aprobat-o de ani de zile, toată lumea, nu știu, nu? Am aprobat-o, am făcut-o, iar acum nu mai e cale de întors. Suntem acolo. Am ieșit din asociație, nu ne convine cum vrea Berzunții sau Sânduleniu, cum vrea Berzunții sau Sânduleniu că nu vor, și-au dat seama acum, Sânduleniu s-a apucat și el de treabă, ca și noi, nu există cale de întoarcere, ăștia au câștigat licitația, ne dă în judecată de toate OAT-urile, ne cer, le dau morale și materiale, iar noi, la rândul nostru, îi dăm pe cei care nu vor să meargă înainte. Te-ai înscris, toate sunt legale, nu poți să mai dai înapoi. Și eu cred că pentru comuna Bucium, dacă delegam gestiunea, sau sunt în această asociație Mănăstirea Caș în Cașină. Sunt comune care au avut mașini prin fonduri europene și nu le convine, fiindcă prețul care l-au pus ei, nu scot prețurile pentru motorină, pentru salariul șoferilor, pentru încărcători și ducerea gunoiului la Bacău. Nu poate, atunci trebuia omului în loc de 3,75 să-i pună 10 lei la țară, pe persoană, să se încadreze în toate costurile. La 3,76 de persoană, eu nu aș presta acest serviciu. Așa e la început, la anul... Nu, după 5, domnul Toader, fiindcă nu ați fost de la începutul începutului, în fiecare an e o strategie în care se mărește cu 10 bani, cu 10 bănuți, 10 bănuți și 10 bănuți ca un floc în fața tractorului, când trece tractorul peste el. Nu vreau să apăi Da, nu așteptam. Da. Ca și domnul primar. Da, dacă îmi permiteți. Domnul primar v-a explicat așa, în amănunt, calitatea noastră, când vorbesc și spun calitatea noastră, adică vorbesc în numele Consiliului Local Bucium, de asociat în cadrul, da, la Asociația pentru Salubrizare Bacău. Dar eu am să vă răspund exact juridic la întrebarea dumneavoastră. De ce nu fac contracte individuale cetățenii? Pentru că e adevărat, Consiliul Local Bucium putea să nu fie membru în asociație. Oare de ce Consiliul Local trebuie să fie membru sau nu trebuie să fie membru? De ce vorbim de Consiliul Local și nu de cetățeni? Am să vă spun eu, pentru că există o lege a serviciilor publice. Da? Și avem și o lege a serviciului public de salubritate.
Prin această lege, deci după cum avem legi și la iluminatul public, da, și la multe alte servicii publice sau de utilități publice, ca și la alimentarea cu apă, știți foarte bine ce s-a întâmplat cu serviciul. Revin la salubritate. În acest caz, ce se întâmplă? Prin această lege, nu cetățenii sunt cei care au competență, nu cetățenii trebuie să facă contracte. Cel care are competență este autoritatea administrației publice locale, respectiv Consiliul Local, deliberativ și primarul executiv. Deci Consiliul Local este obligat prin această lege și credeți-mă că legea e imediat după anul 2000, nu acum, da? Plus că a fost modificată, completată și așa mai departe, Consiliul Local este obligat să aibă un serviciu de salubritate. Noi nu avem, chiar dacă nu avem, l-am înființat, vă aduceți aminte, s-a supus aprobării, avem și regulament, am făcut și un caiet de sarcini care s-a aprobat aici în Consiliu. Problema cu SCNVMR în trans o cunoaște toată lumea, nu trebuie să mai revenim la ea. Ca să facem operațional, sau mă exprim corect, să fi făcut operațional acest serviciu de salubritate, trebuia să ne autorizăm și să avem noi oamenii noștri, mașinile noastre la colectare. S-a ajuns la o situație de compromis, pentru că în paralel cu aprobarea serviciului, acest NVMR în trans și, bineînțeles, a apărut această asociație de dezvoltare intercomunitară pentru, pentru salubritate, deci ADIS-ul. Și dacă a apărut ADIS-ul, atunci s-a cerut acordul dumneavoastră să aderăm la ADIS, astfel încât colectarea să se facă în sistem centralizat, așa cum se organizează, cum este organizat în momentul de față. Da? Deci de mulți ani așteptăm această societate care să câștige licitația și care să colecteze de pe raza comunei noastre deșeurile. Cu titlul provizoriu a fost SCNVMR în trans SRL. Ei au avut un aviz provizoriu, dar vreau să vă spun că Consiliul Local, respectiv primarul comunei Buciumi, nu a dat către fosta societate nicio aprobare. Am avut noi, am delegat noi un serviciu de salubritate pentru NVMR în trans? Nu. Deci ei au luat aviz de la mediu, au colectat, primăria n-a fost implicată. Și-au dar făcut nu contracte a fost normal cu cine așa. Vrut. N-a fost normal așa, de asta ați avut fiecare contracte. Nu era normal. Domnul primar știe foarte bine. Și tot am amânat. Am mers pe la Consiliul Județean, la domnul președinte, au vorbit, mai așteptați puțin, că devine funcțional ADIS-ul. Că noi am vrut să scoatem la licitație. Vă mai aduceți aminte ședințele în care s-au votat înființarea serviciului, caietul de sarcini, tot? Și trebuia să scoatem la licitație serviciul. Deci, nu persoanele particulare încheie ele contracte cu cine vor și de unde vor. Nu, serviciu public de salubritate, la fel ca și celelalte servicii de utilități publice sau de gospodărire, sunt ale comunei, ale Consiliului Local. Acum sunteți mulțumit? Am înțeles. Bine, bine. Asta nu înseamnă că nu am fost de acord. Cred că v-am zis că chiar atunci când a venit primul proiect la ordine de zile pe care l-a venit la ADIS și contractul acesta cu Rompresta, am zis că au trebuit să treacă atâția ani să facă un lucru corect și... Dar vedeți că oamenii nu înțeleg. Eu sunt singur care, eu drept să spun, am înțeles, dar m-a lămurit, adică din punct de vedere juridic, mi-a dat și direcția, doamna secretară. Dar eu sunt unul singur care reprezint, eu știu, 2-3 oameni, nu? Dar grosul Consiliului, ceilalți 12, reprezintă populația. Și oamenii, mulți oameni, nu înțeleg nici acum. Și le-am explicat, domnule, este un serviciu public. Nu v-a spus de la primărie, când a spus, da, în sfârșit. Domnul Tudor vrea, eu nu pun pumnul gură. Nu e vorba de pumnul gură, eu două cuvinte, vreau să spun, două concluzii. Așa cum dacă trageți concluzii... Așa cum democrația costă, asta trebuie să le spunem la oameni. Civilizația costă și a fi civilizat înseamnă foarte... Curățenia costă. Ceea ce facem noi acum, este a ridica această comună la un minim nivel de civilizație. Deci asta trebuie să spunem oamenilor, asta votăm, civilizația costă și nu numai la noi, peste tot în lume. Atât am spus. Mulțumesc.
Nimic nu vine degeaba din căi. Și nimeni nu o să primească nimic degeaba. Trebuie să mai spun ceva. Nu mai suntem în comunism, nu mai suntem. S-a dus multe persoane, pentru că nu știu dacă cei de la ADES vin în teritoriu să vadă câte persoane sunt la fiecare casă. Dar atâta timp cât azi plătești o persoană. Eram aici când se vorbea la modul ăsta. Dacă s-ar face un calcul așa, unii au plătit, că s-au bucurat că au plătit 500 de mii tot anul și hai că e bun. Pentru o persoană. Da, mulțumesc. Totul procedință, aprobat persoană. Supunem spre aprobare proiectul de la ordine de zi. Cine este pentru? Abținerii împotrivă nu sunt. Următorul proiect de la ordine de zi. Raportul în încheierea proiectului de hotărâre referitor la stabilirea contribuției Consiliului Local Bucim la finanțarea serviciilor sociale destinate protecție și promovării drepturilor copilului și ale persoanelor adulte și cu handicap. Doamnă și domnul consilier, după cum știți, în fiecare an Consiliul Local Bucim, urmarea hotărârii Consiliului Județean Bacău, stabilește contribuția la susținerea persoanei cu handicap în centrele rezidențiale, în plasament și la asistenții materiali profesioniști. La fel ca în anii precedenți și în anul acesta am venit cu propunerea de stabilire a unei astfel de contribuții, motivat de faptul că și Comuna Bucium, ca și în multe alte comuni din județul Bacău și din țară, există astfel de persoane care necesită protecție specială. Cercetând referatul prezentat de secretarul comunei, am concluzionat că la nivelul comunei Bucium există un număr de total de 10 persoane cu nevoi speciale, din care la asistenț maternal 2 persoane, în plasament la rude 2 persoane, și în centre rezidențiale, 6 persoane. Conform prevederilor legale invocate în preambulul proiectului de hotărâre, aceste categorii de persoane beneficiază de protecție specială și sunt ocrotite de lege, iar sumele necesare anual pentru îngrijire și protecție se suportă din bugetul local o parte și din bugetul de stat prin subvenții acordate de Consiliul Județean pentru cea mai mare parte. Conform hotărârii Consiliului Județean Bacău numărul 31 din 24 februarie 2016, s-a hotărât ca procentul pe care Consiliul Local să-l suporte pentru susținerea persoanei cu handicap să fie de 35%, diferența fiind suportată de Consiliul Județean Bacău. Mai menționez că acest procent este același ca și cel aprobat și în anii anteriori. Întrucât este o prevedere legală ce trebuie adusă la îndeplinire, rog Consiliul Local Bucium să-și dea acordul cu privire la proiectul de hotărâre. Comisia de buget finanță nu poate să aibă alt punct de vedere, pentru că nu se modifică absolut nimic față de anii trecuți. Că s-ar putea să mai fie și alte probleme, cota este prevăzută într-o hotărâre a Consiliului Județean, comunele au cotă de participare 35%. Asta este stabilit. Nu avem cine a făcut. Punctul de vedere este da. Nefiind discuții, supun aprobării Consiliului Local. Cine este pentru? Abținere împotrivă? Nu sunt. În unanimitate de voturi și acest proiect de hotărâre a trecut. Următorul proiect la ordinea de zi, domnul primar. Raport privind încheierea proiectului de hotărâre referitor la stabilirea modalității de identificare a beneficiarilor, soluționarea situațiilor identificate și procedura de acordare a etichetelor sociale pentru grădiniță pentru copiii proveniți din familii defavorizate pe raza comunei Bucium, județul Bacău. Doamne și domnule consiliere, motivat de adoptarea legii numărul 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și de aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea acestei legi, aprobate pe hotărârea de guvern numărul 15/2016, am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care am venit cu propunerea de stabilire a procedurii de urmat pentru a putea aplica aceste acte normative și în Comuna Bucium. Conform articolului 4 alineatul 2 din legea sus menționată, modalitatea de identificare a beneficiarului se stabilește prin hotărârea Consiliului Local. Iar conform articolul 35 din norme metodologice, autoritățile administrației publice locale stabilesc prin hotărâre de Consiliul Local modalitatea și identificarea beneficiarului, precum și modalitatea de soluționare a situațiilor identificate. În limita procedurală prevăzută de normele metodologice și procedura de acordare a etichetelor sociale pentru grădiniță. În conformitate cu aceste dispoziții, în conținutul proiectului de hotărâre, am venit cu propunerea la articolul 1 ca persoana desemnată din cadrul aparatului de specialitate să fie doamna referent social Tudor Stella Cristina.
De asemenea, s-a specificat ce anume se înțelege prin noțiunea de familie defavorizată, iar în articolul 2, procedura de aplicare corectă în cazul unor situații distincte care nu sunt explicate în conținutul actelor normative. Având în vedere cele prezentate, rog, analizați, dezbateți și aprobați. Voi fi scurt, comisia a analizat proiectul de hotărâre, este de acord cu acel proiect. Mulțumesc. Vă rog, dacă sunt discuții? Da, domnul. Legea aceasta este nouă pentru România. Eliberarea tichetelor, dacă sper că nu s-a uitat, la începutul ședinței am aprobat. Deci nu din fondul primăriei se vor da cele 21.000 de lei, ci ele sunt acordate din TVA-ul care se repartizează. Există la noi, e o comună mai cu multe probleme, sunt copii, însă principalul punct din lege prevede că aceste etichete se vor da numai acelor copii care frecventează zilnic grădinița. Altfel, lipsa de la grădiniță va trebui motivată cu scutire medicală sau cu asta. Deci se ține o evidență foarte strictă din acest punct de vedere și este o măsură bună. Mult nu reprezintă 500 de mii vechi, dar este un pas. Așa cum a fost și alocația mică, poate suma asta se va mări pe viitor, dacă guvernul va avea bani, dar 500 de mii sunt niște bani. Atât am spus. Mulțumesc. Dacă sunt alte discuții, aș avea și un punct de vedere. La articolul 2, la punctul 3, se dă chiar cu explicitare. Dacă un copil locuiește în localitatea X, are domiciliu în localitatea Y și învață la o grădiniță din localitatea Z. Cine plătește? Bineînțeles, cu explicitare. Da, mulțumesc, domnul. Am citit până la cap. Deci unde are domiciliu? Bun, eu aici aș vrea să vin cu o comparație, pentru că aveți libertatea să vorbiți, să vă înscriți la cuvânt de fiecare dată. Da. Eu aș face și tot, din punct de vedere juridic, vreau să fiu lămurit, că nu stăpânesc domeniul ăsta, și fac o comparație cu elevii, care sunt tot, nu-s la grădiniță, sunt la școală, tot elevi sunt. Și unii și alții, care domiciliază în comuna Buciun, învață la școala Onești și au domiciliu în comuna Buciun. Deci de două ori și domiciliu și locuiește în prealabil în comuna Buciun. N-au voie să meargă cu microbuzul care este dispus pentru treaba asta. De ce, din punct de vedere juridic, nu se poate face treaba asta? Vă rog, doamnă secretară. Pentru mine este, deci, din punct de vedere juridic, nu? Bun, din punct de vedere juridic, discutăm. Așa de bine am înțeles care am spus, da. Cu contractul, bun. Din punct de vedere juridic, avem o lege specială, acea a etichetelor sociale, da? Pentru stimularea procesului de... Bun. Deci noi ne referim, deci noi aplicăm, știți cum e, de fiecare dată când apare un act normativ, nu avem voie să lărgim la altul. Da? Deci asta este special pentru copii, pentru grădiniță, lege specială pentru ei. În ceea ce privește elevii, vă referiți la microbuzul școlar, da? Microbuzul școlar are o anumită destinație. Destinația este pentru elevii care sunt, deci au domiciliu în comuna Buciun și frecventează cursurile în comuna Buciun. Este o lege? Da, deci nu este voie. Da, 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 deci nu este voie. A fost dat pentru elevii. Da. Eu nu am luat cuvântul și e bine, nu, deci asta este la Buciun. Ce mai bine? Deci nu putem să... Uite așa, nu mai... Știți cum e? Ducem elevii la școlile din Onești. Noi trebuie să ne gândim că fiecare dintre noi, deși eu nu sunt ales local, dar să știți că și eu prea putem în Buciun. Sunt funcționar public, dar fiecare dintre noi suntem consilieri, așa, și trebuie să stimulăm participarea în învățământul de la școlile din comuna pe care o reprezentăm. Nu?
Nu putem să-i ducem la oraș. Dacă îi ducem la oraș, atunci îl suportăm. Cu mare drag. La Răcăuț este o școală model. Cu mare drag școala de la Răcăuț o să rămână pentru răcăuțeni. Când o să fie populată de copii români din Răcăuț. Când o să fie populată de copii români, nemți, germani din Răcăuț, o să le facem școală la romi, unde altă școală. Până nu se populează școala de la Bucium și la Răcăuț, nu poți să faci altă școală. Nu se poate. Și nu putem să plătim noi ei, copiii care merg, după câte știu, elevii de care merg la Onești, o le dă o bursă, le plătește transportul, le plătește. Fiindcă Oneștiului le convine să nu le scadă copiii din școală, să vină copiii de la Răcăuț. Să trăiesc, domnul președinte. Să trăiesc, domnul președinte. Nu înțelegeam. Util numai dacă mă întrebai pe mine, mă spuneam eu. Dacă nu m-ai întrebat... O paranteză, datorită drepturilor care le au acum copiii, degeaba vrea domnul Tudor să-și ducă... Să-și ducă copilul la școală la Răcăuț. S-ar putea să aibă surpriza ca copiii dumnealui să nu vrea... Și copiii din Răcăuț sau din Bucium care merg la grădiniță în oraș, primește acești, sunt defavorizați, primește acești 50 de lei. Da. Să punem spre aprobare. Cine este pentru, acele împotrivele sunt, în unanimitate, s-a aprobat și acest punct la ordinea de zi, următorul la ordinea de zi. Raportul în vizierea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea cotizației pentru anul 2016 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău-Adip. Doamne și domnule consilieri, proiectul de hotărâre prezentat astăzi pentru studiu în Comisia de Specialitate și în această ședință are ca obiect stabilirea cotizației anuale pe care Comuna Bucium, în calitate de membru fondator în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău-Adip, o va suporta din bugetul propriu. După cum știți, în anul 2008, prin hotărârea Consiliului Local Bucium numărul 21 din 10 april, Comuna Bucium, alături de alte unități administrative teritoriale din județ, a participat în calitate de membru fondator la înființarea acestei asociații. Tot cu începere de la această dată s-a stabilit și o cotizație anuală pentru Comuna Bucium de 500 de lei pe an, cotizație stabilită anual și votată de dumneavoastră în Consiliu. În anul 2015, în ședința adunării generale a asociației, din data de 2 februarie s-a stabilit ca această cotizație să suporte unele modificări, atât pentru comune care vor participa la patrimoniul asociației cu sume diferite, funcții de cum au fost prinse în lista de investiții prioritare sau nu au investiții în infrastructura de apă și canalizare, dar și pentru celelalte categorii de unități administrativ-teritoriale. După cum ați observat, Comuna Bucium este încadrată în categoria comunelor fără investiții în infrastructura de apă și canalizare, participând cu suma de 100 de lei cu titlul de cotizație, la fel ca și în anul 2015. Aceasta este motivația inițială prezentului proiect de hotărâre, pe care vă rog să-l analizați, dezbateți și să-l aprobați. Este vorba despre cotizații, ea a rămas ca așa anul trecut, 100 de lei. Domnul președinte, Comisia de Buget Finanță, vă rog. Îmi doresc să ajung să plătesc o cotizație egală cu suma de 500 de lei. Punctul de vedere al comisiei este dat. Că atâta este 500 de lei pentru cei care au apă și canalizare. Dacă sunt discuții. Ne fiind discuții, trecem la aprobare. Cine este pentru? Abținerii votului nu sunt. Nu mai dă vizită, nu trebuie să acest timp. Urmează ultimul punct. Nu. Nu este. Nu, dacă nu, nu, nu. L-am omis. Dar nu lăsați să mă. Numai, domnul președinte. Vreți să vă dau afară? Mănâncă-te. Trebuie să votăm. Cum adică? Iar mănânc? Să punem la vot. Nu. Deci, ultimul punct de viață, declară închis, nu avem nicio... Dacă mă ascultați până la capăt, dacă aveți probleme, dacă aveți probleme legate de diverse, să trăiți, domn președinte, ești cel mai tare. Dacă îmi dați cuvântul, domnule. O închidem și pe doamna. Nu, dar nu mai am
Eu sunt principalul vinovat pentru redactarea dispoziției. Când am văzut că nu se mai termină și nu se mai termină subiectele de la ordinea de zi, sinceră să fiu, din eroare n-am mai băgat diverse. Dar culmea este că eu aș vrea să iau doar câteva secunde cuvântul, dacă mi-l dați. La diversele astea care nu există. Dacă dați 100 de euro, vă dau. Mă adresez tuturor consilierilor. Pentru a preîntâmpina problemele de la sfârșitul mandatului trecut, legat de apartenența politică a domnilor consilieri, încă consilieri la acea dată, și avea rugămintea ca de data aceasta să nu se mai întâmple acest lucru. Cunoașteți foarte bine prevederile legii 393 privind statutul aleșilor locali. Dacă cineva și-a schimbat sau intenționează să-și schimbe opțiunea politică, vă rog frumos să o declarați, veniți din timp, se face încetarea de drept a mandatului pentru a nu mai ajunge să avem neplăcerile care le-am avut la sfârșitul mandatului. Spun asta în ședința aceasta pentru că este ultima zi din luna martie, începând cu luna viitoare, încep a se face acele liste cu candidaturile. Și mai este puțin până la alegeri și ca să nu mai luăm retroactiv, dăm indemnizația înapoi, n-ați declarat, ați declarat, eu știu, știți că au fost niște probleme. Da, deoarece o să vină curtea de cine conturi, dorește, da, când vine curtea de conturi, da? Ia lista, domnul Matea, ia și dacă am... Că deja... Da. Nu-i problemă, domnul Matea, deja, vine, da. Deja ați nu. Făcut sau urmează? Nu, urmează. Nu l-am pus doamnă pe listă. Nu cunosc aspectul domnul primar, păi eu n-am mai de la, unde să știu. Luna care vine îl pun pe listă. Deci, nu știu, dumneavoastră, în momentul în care vă înscrieți, veniți și declarați declară ca să știți că din luna care vine e fapt PSD-ul. Bun, dacă mai este altcineva, dacă nu și se gândește... Eu, doamnă, te gădat, m-am retras. Nu-i problema asta. Nu-i problema. Nu sunteți retrași. Vorbim renunț la indemnizații. Da, nu, trebuie să scrii. Pe noi ne interesează de la data înscrierii în partidul respectiv, da? De când v-ați pierdut calitatea de pe lista partidului pe care ați fost... ales. De ce? De la 1 aprilie se dau pe caleală. Da. Da. Nu este cazul dumneavoastră deocamdată, pentru că nu o este care nu v-ați mai mandat. Da? Mandatul la aduș mandatul la capăt. Nu da? Contează că nu mai vei pe listă. Iar pentru ședința următoare vă voi pregăti formularele de declarații de avere, că sunt sigură că în mai nu se mai știe ce se întâmplă și am rugămintea să...